Victoria sunt. Bine ați venit în bucătăria mea. Astăzi o să pregătesc o prăjitură delicioasă cu caramel. Pentru aceasta avem nevoie de 400 de ml de lapte și 200 de grame de zahăr. O să încep să fac prima dată caramelul, dar mai întâi o să vă prezint și celelalte ingrediente. Pentru aluat am nevoie de un ou, 100 de ml de ulei. După ce este gata siropul, o să trebuiască să pun 200 de ml de sirop caramel, 400 de grame de făină, jumătate de linguriță de bicarbonat pe care o să sting cu oțet de mere, un praf de copt, un vârf de cuțit de sare, care este aici. Și pentru cremă este nevoie de 4 gălbenușuri, 2 linguri de zahăr, pentru că o să punem și siropul caramel, deci foarte puțin zahăr, 2 linguri de zahăr, 500 de ml de sirop, dar dacă nu ajunge o să completez cu lapte, 5 linguri de făină, un vârf cuțit de sare, 200 de grame, 250 de grame de mascarpone și pentru ornat avem nevoie de 100 de grame de nuci. Și acum să trecem la treabă. O să încep prin a face siropul caramel. Deci, prima dată o să ard zahărul. O să-l ard, o să-l caramelizez până devine puțin maroniu. Nu foarte tare, că se devine amar. Deci o să fie o culoare caramel. Mai deschisă la culoare un pic. Deja a început să se facă caramelul. Îl mai las puțin și o să-l sting cu lapte. Cam așa trebuie să fie. Am oprit un pic până când o să pun laptele. Deci trebuie să fim foarte atenți cu laptele, se pune câte un pic, câte un pic. Pentru că se umflă, este lapte și începe să fiarbă și se umflă. Deci atenție mare la lapte, când puneți laptele. Pentru că chiar și eu era să-l scăp în foc. Cam așa. O să-l dau la un foc mai mic, până se topește bine. Caramelul este gata. Cam așa trebuie să arate. Acum trebuie să o las la răcit, să fie perfect rece. Între timp eu o să vă arăt cum fac crema. Prima dată o să pun gălbenușurile, zahărul și o să frec foarte bine până să face o cremă. O să adaug un pic de sirop de caramel, nu totul, o parte din sirop. Se freacă bine, 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 bine. După care punem făina. Se mestecă foarte bine să nu rămână cocoloașe. O să pun și un praf de sare. Așa, ca un vârf de cuțit de sare. O să pun și restul siropului.
Și acum o să-l pun la fiert. Și se amestecă în continuu până când se îngroașă. Este aproape gata. A îngroșat foarte frumos. Trebuie amestecată foarte, foarte bine să nu rămână cocoloașe, să iasă o cremă finuță. Cam așa. O să-l opresc. Acum o să pun o folie alimentară și o las până se răcește. Deci, cam așa trebuie să fie crema. Folia se pune în contact cu crema. Și o las la răcit. Imediat vă arăt și cum o să fac aluatul pentru foi. Pentru început o să pun oul, uleiul, un praf de sare și o să-l bat foarte, foarte, foarte bine până se amestecă, se omogenizează oul cu uleiul. Acum o să pun siropul. Amestecăm foarte bine și caramelul. După care o să sting bicarbonatul cu puțin oțet de mere. Ca o linguriță de oțet. Așa la ochi o să pun. Mi-a ieșit un aluat foarte, foarte bun. Nu se lipește de mâini. Nu e nici tare, dar nici prea moale. Cred că o să-mi iasă foile foarte bune. Acum, eu o să îl pun într-o folie alimentară și o să-l las la frigider pentru 20 de minute. Am scos aluatul din frigider. Acum o să-l împart în 3 părți egale. Împărțit în 3 părți egale, 250 de grame pentru fiecare foaie. Acum o să le întind pe rând și o să le coc la 280 de grade pentru 3-5 minute. Eu o să întind direct pe foaia de hârtie de copt. Vă trebuie o tavă de 28 pe 40 de centimetri. A mea este puțin mai mare, dar nu contează, mai mică să nu fie. Și așa o să procedez cu toate 3 foile. Acum o să pun la cuptor. Și acum, fiindcă s-a răcit crema, foile sunt coapte, o să termin de făcut crema. O să adaug mascarpone, 250 de grame de mascarpone,
Prima dată o să amestec o lingură. După care o să fac cu mixerul. O să bat foarte bine cu mixerul. Cam aceasta este crema. A devenit foarte, foarte pufoasă. Aceasta este crema. Foarte, foarte pufoasă mi-a ieșit. O să umplu foile și pentru decor o să las o mică porție, o să ung deasupra prăjitura și o să pun nucă prăjită și mărunțită. Acum o să o dau la rece până mâine dimineață, când o să îi pun restul de cremă și nuca. Am lăsat prăjitura peste noapte să se frăgezească și acum o să îi pun cremă deasupra pentru decor și puțină nucă. Acesta a fost videoclipul meu pentru astăzi. Dacă v-a plăcut, dați un mare like și să vă abonați la canalul meu. Vă doresc o zi frumoasă și spor la lucru, în bucătărie. Arrivederci!